Salutare, dragii mei! Bine ați venit la rubrica mea, unde vom comenta aceste mocanjoaice influencere my ass. Hai, pupă mâna la președinte! Prima mea concurentă, mocanjistă, care trebuie să pup mâna la președinte, este aceasta Loredana Lunguleț. Loredana Lunguleț, care merge numai în Dubai, și poartă denți din astea. Vedeți cum e ea o arde? Numai pe opulență, numai pe Chanel, numai pe caviar, numai pe doastea, pe Dubai, păi este cineva. Când de fapt este o sărăntoacă, vai de morții ei. Loredana, niciodată, Loredana Lunguleț, nu porți tu Chanel. Ai o geantă și aia din păr de piele de autobuz? Și-o da, vedeți, această mâncare care este caviar și care numai spaghete de calitate. Dar de fapt își poartă unghiile alea lungi încoroiate ca la curcă ca să scormonească în pământ. După ce se oprește din săpat, hop, sop, ia cartoful și-l mănâncă, pentru că ea nu poate, n-are bani, dar ea o arde pe opulență. Numai pe șeici, numai pe cămile, numai pe băi turcești, așa-și permite. Loredana Lungulețule, ascultă la mine, tu nu-ți permiți niciodată o baie turcească, fata mea, nu suntem noi nebuni la cap. Tu ai vețeu în fundul curții, draga mea. Tu te stergi cu coțianul la cur. Ți-e foarte bine pentru ea a tea baie, pentru că ea poate să vadă cine merge și cine pleacă din baie, pentru că ea are scânduri, știi? Ți-e foarte bine. Doar îi trebuie un par catalun de câini. Da! O vedeți pe Instagram? Nu m-am buci. Când de fapt tot harnașamentul ăsta de cu răpirea din serai e făcut pe barter cu firma Boda Prost. Tare, Lungulețule, lasă-te de meteria asta, Lungulețule, că ai unghiile alea încoroiate ca la curcă. Următorul concurent al meu este acest Papai Dorian. Este cel mai mare mocanjist din toți mocanjiștii. Bă, mocanjește tot. Nu mai există supermarketuri, nu mai există termopane care să nu le fi luat Popei Dorian. Acest Popei tot timpul își arată el trupul, care zice că e de zeu grec. Bun, după aia trebuie să explicăm lui Popei că Buddha nu stă în Grecia. Hai, pupă mâna la președinte. Următoarea mea mocanjistă este această Pigus. Și vedeți că se laudă că în curând voi apărea pe marile ecrane. Bă, mă omor, în curând pe marile ecrane. Bă, ne-ai nebunit la cap, ne-ai nebunit la cap cu marile ecrane. În curând pe marile ecrane. Păi normal că te-au dat pe marile ecrane, tu nebuno! Vroiau să te pună ca reclamă la Parizer, dar n-ai încăput pe micile ecrane, așa că te-au dat la cinema. Uitați poze cum face ea, numai mocanjeli, numai reclame, ne-a nebunit. Reclamă la Rexona. Bă, tu să nu mai faci reclamă la Rexona, tu să faci reacțion, că tu nu transpiri transpirație, tu transpiri jumări. Bun, hai că m-am enervat. Până data viitoare, dragii mei, nu uitați cine este adevărata divă, nu Loredana Lunguleț și așa, eu sunt adevărata divă, nu restul, așa că nu uitați să pupați mâna la președinte și hai, nici nu vă salut!